vă salut, dragi frați și surori. Și vă spun că mi-e dor, mi-e foarte dor de dumneavoastră, pentru că nu v-am văzut de foarte mult timp și tocmai din acest motiv îmi dau seama cât de importantă este adunarea lui Hristos, este Biserica Domnului, plină de copiii Lui. Și de multe ori îmi dau seama că atunci când mergem în fiecare duminică la biserică, nu apreciem la adevărata valoare părtășia pe care Dumnezeu ne lasă să o avem în cadrul bisericii sale. Este un lucru minunat și de-abia aștept să ne reîntâlnim. Și cu siguranță o să spuneți că o să ține minte ce ai spus acum și o să-mi amintiți de câte ori o să neglijez sau nu o să fiu la fel de doritor pentru adunarea Domnului așa cum vă spun acum. Mă gândesc că și la dumneavoastră este de asemenea foarte mare dorul pentru casa Domnului și pentru a vă reîntâlni cu frații păstori, cu toți cei care compunem Biserica Domnului și duminică de duminică încercăm să ne întâlnim și să avem părtășie. Și cred că trebuie să mai avem puțină răbdare și lucrul acesta se va întâmpla. Dacă am reușit să ajungem până aici, cu siguranță vom merge și mai departe și Dumnezeu este de partea noastră și cred că ne-a arătat din plin lucrul acesta în timpul ăsta greu pentru cei mai mulți, în care a trebuit să fim izolați, să stăm în casă, să mergem doar pentru lucruri de care aveam neapărat nevoie, să ieșim din locuințele noastre, dar Domnul a purtat de grijă și mulțumim Lui și am dorit ca primul motiv de rugăciune din ziua aceasta să fie unul de mulțumire, să fie unul de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, El a purtat de grijă. Și dacă Dumnezeu poartă de grijă, copiii Lui sunt asigurați și orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este Cel care face ca viața noastră să fie una, într-adevăr, frumoasă, cu semnificație și să reușim să mergem mai departe. Aș vrea să citesc câteva versete din Ieremia, niște versete bine cunoscute, pe care să ne le reamintim și să avem o încurajare în dimineața aceasta și să știm că nu mai este mult și că îl vom găsi pe Domnul. Așadar, Ieremia 29, versetele de la 11 la 14, cu siguranță le cunoașteți cu toții, dar este momentul în dimineața aceasta să ni le reamintim și să privim din nou la promisiunile lui Dumnezeu pentru noi și să lăudăm pe El, pentru că este singurul care merită lauda noastră și este Cel care și-o va lua într-o zi de la toți oamenii. Noi doar ne pregătim și ne apropiem de Domnul mai mult. Ieremia 29, de la versetul 11 la versetul 14, spune în felul următor: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Niște versete extraordinare pe care întotdeauna ne place să le cităm sau să le învățăm pe de rost, pentru că sunt încurajatoare și Dumnezeu ne spune că îl vom găsi. Îl vom găsi, ne asigură de lucrul acesta, pentru că de multe ori simțim că îl căutăm în rugăciunile noastre, în viața noastră de credință și parcă ar fi de negăsit de multe ori Dumnezeu. Dar gândiți-vă în perioada aceasta în care a fost și încă este boală și necaz și panică și lumea este foarte speriată. Câți l-au căutat pe Domnul și cât s-au putut să spună că l-au găsit. Dar eu cred că Biserica Domnului, dumneavoastră împreună cu mine și cu toți ceilalți, l-am căutat pe Domnul în perioada aceasta
și că această căutare a noastră încă nu s-a terminat. Pentru că trebuie să fie un mod de viață, căutarea de Domnul și de voia Lui și această relație personală care să se desfășoare clipă de clipă, zi de zi, trebuie să fie continuă și trebuie niciodată să nu lipsească din viața noastră. Așadar, după ce vă mulțumi lui Dumnezeu pentru că în acest timp El a fost cu noi, ne-a dat izbândă și ne-a dat sănătate ca să putem încă privi la calculator pentru o perioadă și să ne întâlnim cu frații și surorile prin acest mediu virtual și cu siguranță ne va ajuta și în continuare. Nu vă speriați, nu este nicio un virus, nicio boală. Împreună cu mama avem tuse asta de înainte de a fi anunțată în China, cred că pandemia, dar suntem bine, sănătoși și mama vă mulțumește pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru că știu că pe anumite grupuri de rugăciune v-ați rugat împreună. Așadar, cum spuneam, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i mulțumim și pentru timpul care ne stă în față. Nu știm cât va mai trebui să fie la fel de restrictiv și să fie la fel de periculos pe stradă, dar ce putem noi face decât să mulțumim lui Dumnezeu? Să mulțumim fiecare clipă pentru că ne trezim dimineața, pentru că putem să ne mișcăm, pentru că are cine să vină la noi, să aibă grijă de noi, în special persoanele în vârstă, cred că nu au dus lipsă de mare lucru în această perioadă, chiar dacă a fost greu, chiar dacă a fost singurătate și mai puțină interacțiune socială, cred că Dumnezeu a purtat de grijă fiecăruia. Cred că toți am avut să punem pe masă, cred că toți am reușit să mergem înainte împreună cu Domnul și merită să-i mulțumim Domnului. Și de asemenea, un motiv de cerere să fie în dimineața aceasta acesta pe care l-am citit, al căutării de Dumnezeu. Este timpul în care putem spune că am avut mai mult timp ca niciodată. În ultimii 30 și ceva de ani pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră a fost un timp în care am putut să îl căutăm pe Domnul în liniște și mai mult decât în alte circumstanțe. Pentru că într-o zi normală ai activitate, te duci la servici, te duci la școală, te duci în multe locuri, ai atâtea lucruri de făcut, nu poți să stai acasă și îi spui Domnul că a fost urgent una și cealaltă. Acum, parcă nimic nu a mai fost urgent și am putut să-L căutăm pe Domnul. Haideți să continuăm lucrul acesta și să facem din toată inima noastră și să fie cea mai importantă, până la urmă, activitate de fiecare zi. Cu siguranță că a fost și înainte, dar acum am putut să ne bucurăm mai mult în Domnul și haideți să o facem din toată inima. Să nu ne lăsăm nicio clipă duși de alte lucruri și în izolare, și în relaxare, și în orice perioadă în acestea, ar fi atâtea lucruri care să ne fure atenția noastră și să lăsăm pe Domnul deoparte. Dar haideți să nu facem asta, ci să-L căutăm pe El. Nu știm cum va arăta lumea după aceea, nu știm dacă oamenii vor căuta mai mult pe Dumnezeu după criza aceasta și după panica aceasta, după tot ce s-a întâmplat. Dacă citim în Scriptură și din experiența umană, din istorie, cred că putem spune că lumea se va comporta exact la fel, așa cum a lăsat lucrurile când a început toată această nebunie, la fel se vor întoarce acolo. Dar noi suntem copii de Dumnezeu. Suntem înțelepți pentru că Domnul ne dă înțelepciunea și pentru că El are grijă de nevoile noastre spirituale și fizice. De aceea, haideți ca noi să fim înțelepți. Această perioadă se va termina într-o zi. Nu știm când, dar noi vom rămâne cu Domnul. Indiferent de ce am pierde din viața noastră, Domnul va fi același și va rămâne o stâncă tare în viața noastră. Haideți să rămânem pe poziție și să învățăm să-L căutăm mai mult în această perioadă, pentru că atunci când vom merge mai departe, această căutare să fie la fel, una
a sufletului nostru dornică de Dumnezeu și să luăm această promisiune ca un mare adevăr, pentru că așa este. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Mă veți găsi. Și Domnul promite că ne va purta de grijă în orice circunstanță și ne va ajuta să trecem cu bine peste orice perioadă grea din viața noastră. Așadar, să fie ca o încurajare aceste versete din cartea Ieremia și împreună să avem răbdare să ajungem la momentul reîntâlnirii. În casa Domnului, fie afară, fie înăuntru, vom vedea lucrurile acestea. Considerați-le ca și niște detalii, ca și niște lucruri prea puțin importante. Important este că în inima noastră este Domnul și împreună, prin părtășia pe care o avem în El, putem să-L lăudăm, putem să ne închinăm Lui și acea închinare despre care spune Domnul Iisus că este cea adevărată, cea în duh și în adevăr, putem spune că este mai prezentă decât oricând în viețile noastre și în această situație nouă pe care nu am mai avut-o până acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să vă întărească pe toți și să ne ajute ca împreună, ca biserică, ca o biserică binecuvântată, Biserica Domnului din Suceava, Biserica Maranata, să trecem cu bine peste perioada aceasta și să fim fericiți, să fim bucuroși că L-am găsit pe Domnul, că prin harul Lui continuăm să-L căutăm și că viața noastră este într-adevăr bogată, frumoasă și are de toate. Nu pentru că am avea noi vreun lucru sau pentru că am avea noi vreun merit în toate acestea, ci pentru că Dumnezeu este de partea noastră și El în fiecare zi ne încurajează și ne ajută să stăm pe calea Lui. Fiți binecuvântați, dragi frați și surori, și de-abia aștept să ne reîntâlnim. Domnul să fie cu noi toți. Aveți mare grijă de dumneavoastră și atunci când ne vom revedea, sperăm ca părtășia noastră să fie mai mare, mai frumoasă și mai sublimă înaintea Domnului.